Serialul începe cu un grup de copii care își agresează un coleg de la școală. Dintr-o dată, victima începe să se comporte ciudat și își atacă agresorii, urmând ca acesta să pice de la etaj. Surprinzător, dar băiatul nu a murit în urma căzăturii, iar acesta începe să se comporte și mai ciudat când el este vizitat de către tatăl său. Drept răspuns la comportamentul ciudat al copilului, tatăl îi dă cu o biblie în cap și îl bagă într-un geamantan. Dumnezeu să-l ierte! Vedeți voi, tatăl băiatului are masterat în inginerie celulară, iar acesta a încercat să facă un virus care să-l ajute pe fiul să o să posteze atunci când este hărțuit. Din păcate, virusul respectiv nu l-a ajutat cu problema sa, ci l-a transformat într-un zombie. By the way, la savantul ăsta o să-i zic Frankenstein de acum. Frankenstein s-a făcut profesor la școala fiului său pentru a încerca să-l țină safe, iar acolo el și-a mai ținut niște șoareci care erau infectați cu virusul zombie. Într-o zi, o fată a fost mușcată de un astfel de șoarece în timp ce făcea curat în laboratorul de științe, iar Frankenstein a încercat să o țină închisă în laborator de îndată ce a aflat de infecție. Aparent, Frankenstein nu se descurcă la fel de bine la noduri cum se descurcă la creat virus. Pentru că fata a evadat și s-a dus la ea în clasă ca să ceară ajutor. Ea a fost dusă instant la infirmeria școlii, unde a început să se transforme în zombie. Dumnezeu să o ierte! Fata zombie a fost dusă la spital, iar Dr. Frankenstein a fost dus la secția de poliție pentru audieri. Pentru că suntem într-un serial cu zombie, asistenta școlii a fost mușcată de fata zombie. Dumnezeu să o ierte! După care începe să infecteze și alți elevi, timp în care fata zombie se distrează la spital. Situația zombie de la școală scapă de sub control, iar autoritățile nu iau în considerare apelurile de urgență care anunță o epidemie zombie, pentru că, da, totul pare ca o glumă. Ca în orice film cu zombie, se formează câteva grupuri de supraviețuitori. În continuare, am să vă prezint membrii acestora, dar nu am să mă refer la ei folosindu-le numele adevărat, pentru că, da, coreana mi se pare o limbă grea. Deci, într-o sală de clasă s-au refugiat șefa clasei, tipa inutilă numărul 1, tipa inutilă numărul 2, Fuego, fratele lui Legolas, un tocilar, un băiat care nu o duce prea bine cu banii, o scorpie, unul băgat în friendzone, tipa care i-a dat friendzone la băiatul ăla și Van Damme, a.k.a. crush-ul fetei care i-a dat friendzone. By the way, ca o mică paranteză, dacă îți cauți un nou accesoriu pentru cameră, doar lasă-mă să-ți arăt ce mi-a adus azi curierul. Este vorba de ecranul ăsta de la Divum, pe care poți să pui absolut orice îți taie capul. De exemplu, eu mi-am pus câteva imagini cu animeuri, dar dacă ești talentat la desen, îți poți face propriul design. Nu doar atâta, dar ecranul ăsta mai poate fi setat să îți arate prețul curent al Bitcoinului, al investițiilor tale de la bursă sau chiar numărul de subscriberi al oricărui canal de YouTube. Sincer, ecranul ăsta e chiar foarte versatil, iar în ciuda faptului că imaginile sunt pixelate, ele chiar se văd mișto. Deci, dacă te tentează și pe tine o chestie de asta, folosește linkul din descriere sau codul promoțional Paul Pașca ca să beneficiezi de 10% reducere la întreaga comandă. În clasa supraviețuitorilor reușește să intre și un profesor care a fost mușcat de către un zombie. By the way, am să fac separat un video în care am să mă plâng de toate greșelile pe care personajele principale le-au făcut. Și credeți-mă că sunt multe. Din cauza acestui profesor care s-a transformat în zombie, grupul nostru trebuie să-și schimbe adăpostul. Noroc cu Van Damme, care se bate cu mâinile goale cu hoarda de zombie, acesta permițându-i grupului său să folosească niște uși și geamuri pe post de scuturi. Scuturi cu ajutorul cărora au reușit să ajungă într-o altă clasă. Din păcate pentru grup, BFF-ul tipei îndrăgostite a fost mușcată de către zombie. Dumnezeu s-o ierte! Noroc că băiatul băgat în friendzone reușește să-i salveze fundul crash-ului său. În continuare, echipa noastră se folosește de un furtun de incendiu pentru a schimba din nou clasa, pentru că zombii sunt pe punctul de a dărâma ușa de la intrare. Echipa noastră a nimerit în sala de transmisie a școlii, loc unde se mai ascundea unul dintre profesorii lor. Un zombie se agață de furtunul de incendiu folosit pentru a scăpa și reușește să ajungă la protagoniștii noștri. Zombiul este eliminat cu ușurință, dar băiatul sărac este acuzat că este infectat de către scorpie. Care mereu a avut ceva cu el pentru că provine dintr-o familie cu probleme economice. Pentru a potoli apele, băiatul este izolat în camera alăturată, unde stă aproximativ jumătate de oră fără să prezinte semne cum că ar fi infectat. Scorpia este forțată de către grup să își ceară scuze de la băiat pentru că a fost nesimțită cu el. Dar din dorința de a avea dreptate,
Ea îl infectează pe băiat punându-i sângele zombiului precedent pe o rană deschisă. Drept urmare, băiatul sărac se transformă în zombi, așa că el este aruncat pe geam. Dumnezeu să-l ierte! Scorpia a fost văzută de către șefa clasei când l-a infectat pe băiatul sărac, deci tot grupul se întoarce împotriva ei, iar ea pleacă de bună voie din grup, fiind urmată de către profa copiilor care încearcă să-i bage mințile în cap. Între timp, restul orașului nu o duce prea bine. Autoritățile au dat ordin de evacuare al orașului, iar forțele de ordine formează o baricadă ca să oprească hoardele de zombi care vor să părăsească orașul. Tatăl fetei îndrăgostite este un pompier, iar acesta nu poate ajunge să își salveze fica pentru că e blocat într-o clădire împreună cu un politician. Nici la secția de poliție lucrurile nu sunt prea roz, pentru că zombii au dat năvala înăuntru, iar detectivul care îl interoga pe Frankenstein află că soluția acestei epidemii zombie se află într-un laptop de la școala unde a început tot dezastrul ăsta. By the way, Frankenstein se sacrifică ca să îi ofere detectivului o șansă de a opri această apocalipsă. Dumnezeu să-l ierte! Înapoi la școală, printre supraviețuitori se numără și unul dintre hărțuitorii fiului lui Frankenstein. El sacrifică pe toată lumea ca să supraviețuiască și omoară zombii în stânga și în dreapta cu un cuțit de bucătărie. By the way, la ăsta o să-i zic Craiova, pentru că numai uitați-vă cât de bine se descurcă omul cu acel cuțit. Într-o baie s-au refugiat doi arcași, fata arcaș fiind sora băiatului de care am zis că e fratele lui Legolas, un plângăcios și o tipă dură. Iar pe acoperișul școlii se află ultimele victime ale lui Craiova, un băiat fricos și o fată care a fost obligată să se dezbrace în fața camerei. Craiova i-a șantajat pe ăștia doi să îi dea bani sau pozele cu fata o să fie postate pe Facebook. Fata a vrut să se sinucidă, dar s-a oprit când a văzut situația de afară. By the way, omul ăsta face live pe YouTube din mijlocul apocalipsei zombie ca să facă rost de subscriberi. Un pic cam stupid dacă mă întrebi pe mine, dar îi apreciez determinarea. By the way, din respect pentru el, loviți butonul ăla de subscribe. Fata cu nuduri decide să meargă în școală ca să găsească telefonul lui Craiova și să șteargă videoul. Pentru că, surpriză, videoul a fost programat să se posteze automat. Deși a fost mușcată, fata cu nuduri nu se transformă într-un zombie, iar din cauza că nu a găsit telefonul lui Craiova, ea începe să distrugă toate telefoanele din sala profesorilor. Păcat că Van Damme și Friendzone au mers și ei acolo după un telefon ca să ia legătura cu lumea de afară. Din cauza fetei cu nuduri, Friendzone se desparte de Van Damme și fuge cu un telefon pe holurile pline cu zombi. Din fericire, el scapă de zombi și intră peste Craiova, care încerca să-i facă felul directorului școlii. Moment în care Friendzone scoate telefonul și îl filmează, lucru care i-a adus directorului fermoar la gât. Dumnezeu să-l ierte! Craiova îl urmărește pe Friendzone prin școală, aceștia ajungând să se bată în bibliotecă. Craiova părea că o să-i facă felul și la Friendzone, dar după un telefon primit în ochi, Craiova cade de pe niște rafturi și e mâncat de zombi. Dumnezeu să-l ierte! Grupul principal a făcut rost de o dronă și începe să caute alți supraviețuitori. Aceștia îl găsesc pe Friendzone, acesta reușind să scape din bibliotecă și să se refugieze în sala de muzică. Din păcate, datorită dronei, ei realizează că întreg orașul este infestat cu zombi. Văzând că nu au încotro decât să părăsească școala, grupul face un plan de a distrage atenția zombilor folosindu-se de difuzoarele școlii, acestea oferindu-le o fereastră în care să îl salveze pe Friendzone și să fugă cât mai departe cu putință. By the way, Craiova a devenit imun la zombificare, exact ca și fata cu nuduri. Aceștia reacționează diferit la virus, lucru care i-a transformat în niște super oameni. Un zombi surd a stricat planul de evacuare al protagoniștilor. Van Damme era să fie mușcat de un zombi, dar norocul Craiova care îl salvează ca să afle locația lui Friendzone, pentru că, da, omul vrea să se răzbune. Craiova și Van Damme încep să se lupte ca în Mortal Kombat, iar cu puțin ajutor de la șefa clasei, Van Damme îl aruncă pe Craiova de la etaj. Dumnezeu să-l ierte! Din păcate, șefa clasei a fost mușcată de cuțitar înainte de a fi aruncat de la etaj. Stai! Omul ăsta nu mai moare! Grupul ajunge la Friendzone în sala de muzică, iar faptul că șefa clasei a fost mușcată ridică suspiciunea asupra ei din partea colegilor. Van Damme intervine și susține că nu a fost mușcată de un zombie, ci de Craiova. Lucru care îi bagă în ceață pe toți pentru că Friendzone jură că l-a văzut pe Craiova cum a fost mușcat de zombie. În fine, Van Damme îi ține partea fetei până la capăt și se oferă să o arunce pe geam dacă cumva urmează să se transforme. Ca și în cazul fetei cu nuduri, șefa clasei nu prezintă simptome cum că s-ar transforma. By the way, toată lumea moare de foame, timp în care
baie, Scorpia stă încuiată în debaraua de lângă ei cu o grămadă de provizii, ea fiind salvată de sacrificiul profei Elea. Dumnezeu să o ierte! În cealaltă tabără de supraviețuitori, aceștia părăsesc baia și reușesc să intre într-o sală de clasă unde află că toate căile de comunicații au fost tăiate. Deci în continuare, aceștia merg la sediul clubului de tir pentru a-și face plinul cu săgeți. By the way, plângăciosul se accidentează pe drum, deci de acum încolo el este o povară. Tatăl îndrăgostitei reușește să scape din oraș cu ajutorul unui elicopter. Elicopter care a venit după politician. Iar odată ajuns la adăpost, el este băgat în carantină pentru o perioadă nedeterminată. Hotărât să își salveze fica, el lasă inconștienți niște soldați, le fură costumul și reușește să părăsească adăpostul pentru carantinați, acesta întorcându-se în oraș. Între timp, detectivul face echipă cu un subordonat de-al său și salvează un bebeluș și o fetiță, urmând să-l salveze și pe vlogger. Surpriză, detectivul e lăsat de izbeliște când acesta încerca să-l salveze pe YouTuber. Norocul lui este că partenerul lui a plecat cu un scooter, dar s-a întors cu un autobuz. Șefa clasei începe să aibă simțurile amplificate, iar surprinzător, ea și Van Damme au sentimente unul pentru celălalt, deci aceștia încep să se giugiulească în mijlocul unei apocalipse zombie. Trupa de șoc decide să părăsească sala de muzică și să fugă pe acoperiș, deci aceștia fac o baricadă și foarte mult zgomot ca să-i atragă pe toți zombie într-un singur loc, lucru care ar elibera holurile și le-ar permite să fugă liniștiți. Toate bune și frumoase, trupa noastră ajunge până la ușa care duce pe acoperiș, dar aceasta este închisă. Iar colegul lor fricos, care deja se afla pe acoperiș, nu are de gând să îi ajute. Ba mai mult, politicianul a vrut să-l ajute pe pompier să își salveze fica, așa că ea a convins armata să trimită un elicopter la liceul copiilor. Elicopter care îl salvează doar pe fricos din cauza că acesta a zis că nu mai există alți supraviețuitori. Deci, oficial, el nu mai e doar fricos, ci e și retardat din cauza că și-a lăsat intenționat colegii să moară. Norocul trupei este că tipa cu nuduri a pornit alarma de incendiu din cauza că a vrut să dea foc școlii. Iar această alarmă a descuiat automat ușa care duce pe acoperiș, lucru care a salvat pe protagoniști de Craiova și poarta sa de zombie. By the way, îi mai țineți minte pe polițiștii din autobuz? Ei o lovesc cu mașina pe fata cu nuduri. Nu vă faceți griji, din cauza puterilor ei, ea supraviețuiește. După asta, toată trupa din autobuz este salvată de către armată și dusă la adăpost. By the way, grupul de pe acoperiș și-a înregistrat ultimele cuvinte pe o cameră. Iar Scorpia decide că până la urmă vrea să își ajute colegii cu niște provizii. Asta după ce s-a uitat la înregistrările lor. Puțin cam târziu dacă mă întreb pe mine, dar oricum ea are ghinion și nu ajunge prea departe din cauza lui Craiova. Tu nu meriți un Dumnezeu să te ierte. Grupul de pe acoperiș începe să facă un mic bonding la un foc de tabără, iar cu Fuego pe fundal, Friendzone îi zice îndrăgostitei că are crush pe ea. By the way, la tip îi zic Friendzone pentru că aici omul și-a luat refuz. Momentul lor este întrerupt de către Craiova, care vrea să se răzbune pe Friendzone. Cum vrea să se răzbune? El vrea să-i scoată ochiul. By the way, asta nu e prima încercare. Dar știți cum poți bate un super zombie cu un alt super zombie? Șefa clasei arătându-i lui Craiova că trebuie să stea departe de prietenii ei. Pentru un moment cel puțin. Tipa cu nuduri se regăsește cu retardatul la adăpostul armatei. Iar din cauza că îi era foame, retardatul e mâncat de tipa cu nuduri în văzul tuturor. Nici tu nu meriți un Dumnezeu să-l ierte. By the way, odată ajuns la adăpost, detectivul informează armata de existența unui posibil antidot în laptopul lui Frankenstein. Deci armata trimite un elicopter și niște trupe speciale ca să recupereze laptopul. Din păcate pentru copii, din cauza tipei cu nuduri, armata află că există asimptomatici care pot răspândi virusul și că nu există vreo metodă prin care să-și dea seama cine e infectat asimptomatic și cine nu e infectat. Deci armata ia decizia de a nu mai primi pe nimeni la adăpost, nici măcar pe copiii de pe acoperiș. De îndată ce trupele speciale îi abandonează pe copii, începe o furtună, iar zgomotele produse de ploaie și de tunete îi pun pe zombie într-o transă care îi face mai ignoranți la ce se întâmplă în jurul lor. Deci ambele grupuri profită de ocazia dată ca să fugă în munți. Planul lor nu merge prea bine pentru că Friendzone își vede mama zombificată și nu mai gândește clar. By the way, ironia sorții este că mama lui a fost transformată în zombie de către cel mai bun prieten al său, băiatul cu probleme financiare. Cele două grupuri de supraviețuitori se întâlnesc și se ajută unul pe celălalt, iar ca urmare a teamwork-ului lor, aceștia se refugiază într-o cămăruță din sala de sport. By the way, fata neimportantă 1 se pierde de trupă și moare,
Plângăciosul se sacrifică pentru echipă, iar arcașul băiat se pierde și el de trupă doar ca să fie mâncat de Craiova. Nezau să ierte! Gangul de supraviețuitori își construiește o baricadă cu ajutorul echipamentelor din sala în care erau. Astfel, aceștia reușesc să meargă până la o ușă care, din păcate, era încuiată. Tot din păcate, tocilarul a fost mușcat în proces, așa că el s-a sacrificat ca să-și ajute colegii să scape. Totuși, din fericire, tatăl îndrăgostitei ajunge la fix și deschide ușa din exterior, permițându-le copiilor să scape din sala de sport. Pompierul le-a făcut copiilor un plan ca să fugă în munți, unde o să fie în siguranță, dar pe drum, aceștia sunt înconjurați de zombi. Așa că tatăl îndrăgostitei decide să le distragă atenția zombilor ca să le permită copiilor să scape. Un sacrificiu nobil. Dumnezeu să-l ierte! Trupa de șoc nu reușește să ajungă până în munți, acesta blocându-se pe schela unui bloc neterminat din apropiere. Între timp, după ce armata a analizat datele din laptopul lui Frankenstein, aceasta decide să bombardeze orașul, chiar dacă asta înseamnă că o să omoare și o grămadă de civili. Armata dă civililor o șansă să se ascundă și anunță ce urmează să se întâmple, iar datorită superputerilor șefei, trupa noastră este conștientă că urmează un bombardament. Ei nu apucă să facă un plan de salvare pentru că Friendzone este mușcat de Craiova. Fiind infectat, Friendzone își ia rămas bun de la prietenii săi, se pupă cu crush-ul său și le distrage atenția zombilor, permițându-le prietenilor săi să scape. By the way, Craiova nu se mulțumește doar cu faptul că l-a infectat pe Friendzone și îi vrea neapărat ochiul. Oricum, cei doi sunt prinși în raza unei explozii. Dumnezeu să ierte! Deși am o teorie care zice că Friendzone nu ar fi murit, dar mai multe despre teoria asta în videoul următor. Armata s-a folosit de niște drone care emit sunete ca să adune marea majoritate a zombilor în anumite puncte. După care, Allahu Akbar, coardele de zombi au fost aruncate în aer. Trupa noastră de supraviețuitori a ajuns într-un oraș vecin, care de asemenea este infectat cu câțiva zombi. Nu atât de mulți ca în orașul lor, dar suficienți ca fratele fetei Arcaș să fie infectat și omorât. Dumnezeu să-l ierte! De când a fost infectată, șefa clasei a simțit nevoia de a mânca oameni. Ba chiar aceasta a început să audă voci care o încurajau să-și devoreze prietenii. Dată fiind situația ei, ea decide să rămână în spate ca să se piardă de grup. Dar iubițelul ei și fata îndrăgostită îi sesizează lipsa și merg să o caute. Ei o găsesc mâncând un zombie. După care, ea o atacă pe fata îndrăgostită. Din fericire, șefa reușește să se controleze și să nu rănească pe nimeni. Dar după asta, ea fuge de tot pentru a-și proteja prietenii. Toată trupa a ajuns la baricada armatei, aceștia fiind luați în custodia ei. Da, de data asta, armata i-a ajutat. Pentru că generalul care a ordonat ca supraviețuitorii să nu mai fie salvați, s-a sinucis. Asta după ce a ordonat bombardamentul orașului. La câteva luni după ce au ajuns la adăpost, grupul se reunește și decide să meargă la vechea lor școală. Asta pentru a se întâlni cu șefa clasei. Pentru că, da, au văzut un foc de tabără acolo și de ce nu? By the way, după bombardament, armata a intrat în oraș pentru a-i lichida pe restul zombilor. Tipic serialelor, pe acoperișul școlii, chiar îi aștepta șefa clasei, care, by the way, arată mai bine ca niciodată și care zice că există și alții ca și ea. Sezonul 1 din All of Us Are Dead se termină cu șefa clasei care zice s-au întors, după care se aruncă de pe clădire. Toți colegii ei privind în șoc spre dracu știe ce. Bine, am o teorie și pentru ce au văzut copiii acolo, dar mai multe detalii despre teorie în episodul viitor. Acestea fiind zise, nu uitați să vă uitați peste site-ul celor de la Divum, iar dacă ceva vă face cu ochiul, folosiți linkul din descriere ca să beneficiați de reducerea aia de 10%. Le mulțumesc membrilor de pe canal care mă susțin, aplauze pentru legendele, Zmâi 13, Raul Bot 5269, Vlad Morar, Ducușițu, Șerbana Petri, David George Brasla, Marius, Filip Rinengan și Openane. Iar dacă vreți și voi să le urmați exemplul și să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii ce mai vreți să vedeți la mine pe canal, ne auzim pe Insta și pe TikTok, eu am fost Paul Pașca și ne vedem data viitoare.